Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Astăzi ne aflăm în comuna Polovragi pentru a realiza un interviu cu domnul primar, domnul Ștefan Făsuescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit în localitatea noastră! Domnule primar, pentru început, povestiți-ne ce fel de obiective v-ați propus pentru anul acesta, pentru a le îndeplini. Știm că ați primit deja și bugetul pentru acest an. Cum v-ați propus să-l cheltuiți, să zicem așa? Da, într-adevăr, am primit bugetul și anul acesta, dar e un buget cu mult mai mic față de anul trecut. Dar am încercat să facem bugetul în așa fel încât, în primul rând, să asigurăm salariile, cei 25% la handicap care primăria este obligată să îi pună din bugetul local. Am avut mai multe obiective, lucrări începute din 2014, care timpul nu ne-a mai permis, a venit înghețul, zăpada și a rămas să le facem în cursul acestui an. Se vor finaliza cu banii din banii aceștia primiți sau aveți alte fonduri? Avem alte fonduri. Avem mărirea capacității de apă în sat Polovragi. Lucrarea este executată în proporție cam de 87-90% și mai avem stația de tratare de făcut. Acest proiect l-am obținut pe GAL, grupul de acțiune locală, unde sunt mai multe localități din jurul orașului Lovaci, începând de la Scoarța până la Polovragi, Pești, Alipești, Crasna, Baia de Fier, Lovaci, Polovragi și o primărie din județul Vâlcea, comunalul. Deci banii pentru mărirea capacității de apă îi avem, dar trebuie să demarăm lucrările acum, când odată cu timpul ne permite. Rețea de canalizare aveți? Avem rețea de canalizare. Am făcut acum pe PNDL un proiect, urmărirea rețelei de canalizare în jur de 2,2 km și asfaltare la drumuri sătești de 6,5 km. Mai avem de anul trecut în curs de finalizare stadionul, care ne luptăm încă din 2008. Nu l-am mai terminat, nu am avut fonduri ca să-l terminăm. Anul acesta avem bani de repartizat și pentru stadion. Lucrările sunt în proporție de 80%. Mai avem pista de sărituri, pista de alergări și cu tribune de 70 de locuri. La tribunea rest avem vestiale, terenul de fotbal, prelungirile, curentul electric, sunt racordate la vestiare, la canalizare, la apă, la curent. Cum ne permite timpul, sperăm ca în maxim 2-3 săptămâni să terminăm și cu această lucrare. Tot de anul trecut, în urma inundațiilor din iulie, a trebuit să refacem 4 podețe. Două sunt refăcute și trebuie să lucrăm și la celelalte două, tot așa când ne permite timpul. Cum a fost zilele trecute, a fost cald și am lucrat. Acum așteptăm să vină din nou căldura ca să putem să le terminăm. Acum v-ați mai confruntat cu inundații? Nu, nu am avut, nici nu a fost cazul, dar nu a fost precipitație așa mare, dar totuși s-au făcut lucrări de colmatare a părâului Tăvria și sperăm ca pe viitor, indiferent dacă plouă, să nu mai avem ce am avut anul trecut. Drumuri deteriorate, teren agricol inundat, case inundate și a fost oricum foarte, foarte greu pentru comuna Polovragi în urma inundațiilor din iulie. Altceva ce... Ce v-ați mai propus pentru acest an? Acestea sunt lucrările care se continuă din anul trecut. Da, și anul pentru acest an alte investiții noi? Avem investiții noi pe canalizare 2 km și ceva și
asfaltare 6 km și jumătate. Proiectul e în derurale. Acum lucrăm la caietul de sarcini și la să anunțăm lucrările pe SEAB și în urma licitațiilor, ca să, după ce se va ține licitația, să putem să începem să demarăm lucrările. Da. Școlile au fost modernizate, căldura în școli este? Școlile au fost modernizate, căldura este. Pot să spun că avem pe fiecare corp în parte, pe școala 1458, grădiniță, separat cămin cultural, primărie, sală de sport, avem centrale termice, centrale proprii la fiecare corp în parte. Sunt izolate, școlile sunt modernizate, au fost făcute pe Banca Mondială, cu toalete, cu tot ce trebuie în interior și nu avem probleme cu școala. Avem, vă asigurăm pentru încălzirea centrală lemnul care trebuie și combustibilul solid, mă refer la cărbune. Noi din vară, începând din luna iunie-iulie, ne aprovizionăm ca să... Deci aveți cantitățile asigurate. Avem asigurate, depozitate fiecare școală, fiecare corp, în parte are magazie de lemne și cărbune. Da. Deci nu e o problemă cu căldura la elevi. Am observat că aveți și un cămin cultural aici la dumneavoastră în comună. Este funcțional? Se desfășoară activități culturale aici, da, la dumneavoastră? Da, avem un cămin foarte frumos. A fost reabilitat cu câțiva ani în urmă și căminul cultural. Lângă căminul cultural avem și o sală de nunți, de boteză. În timpul sărbătorilor de iarnă, în timpul sărbătorilor pascale, se țin ore până la ora 12.01 și după aceea începe discoteca. La cămin, de fiecare dată de sărbătorile de iarnă, încă în Polovraș să mai mențin datine și obiceiurile și portul popular. Atâta timp cât portul popular nu dispare, nici satul românesc nu dispare. Se țin diferite spectacole, avem un ansamblu la nivel cămin cultural, ansamblu folcloric Ile Muntețului. A fost invitați la multe festivaluri din țară și din afară. Avem și un ansamblu de juniori care ne-a făcut cinste, a fost și în Polonia. Aveți și elevi premianți aici la dumneavoastră? Da, care au câștigat de fel de concursuri. Da, care avem, este o școală bine dotată, dar profesorii dascăli sunt bine pregătiți, îi dau interesul și avem, zic, un renume bun. Ce fel de obiective turistice aveți aici la dumneavoastră în comună? Avem obiective turistice în Polovraj, avem un potențial turistic foarte dezvoltat. Sunt turiști în număr mare, vin aici, la dumneavoastră? Da, și iarna de Crăciun, de Revelion, pensiunile care sunt pe raza localității sunt ocupate, sunt peste, în toată comuna, peste 200 de locuri de cazare, cu mâncare tradițională și sunt mulți care vin de ani de zile în continuu. Avem obiective turistice, avem Sfânta Mănăstire Polovragii, avem Cheile Oltețului, Peștera Polovragi, Peșterile de Sus, Oborul Jidovilor, ruinile cetății dacice și crucea lui Ursache. Și în amonte de mănăstire, este un peisaj foarte frumos, mai ales vara vin mulți vizitatori, mulți excursioniști, special din Dolj și din București, vin și-și petrec concediile pe Valea Oltețului. Vin cu corturi, cu mijloace de transport și rămân o perioadă mai lungă. Da. Aici, la dumneavoastră, în comună, cu ce fel de probleme se confruntă cetățenii?
Care sunt cele mai întâlnite probleme ale dânșilor? Cetățenii se confruntă cu mai multe probleme. În special, ocupația de bază a locuitorilor comunei Polovragi este creșterea animalelor, exploatația forestieră și cultivarea căpșunelor. Este o afacere aceasta, cultivarea căpșunilor? Este o afacere. Timp că anul trecut nu a mers foarte bine. Da. Nu merge întotdeauna, vedeți, agricultura e ca și loteria. Dacă timpul este ploios sau nu este, invers, sau nu se coc căpșunile, dar problema mare care se confruntă locuitorii, desfacerea. Am căutat să aducem investitori chiar în zonă, nu numai pentru comuna Polovra, și comunile limitrofe, și ar fi bine să aducem un investitor să construiască un centru de prelucrare a fructelor. Mă refer la... Și astfel s-ar crea și locuri de muncă. S-ar crea locuri de muncă, dar, în primul rând, oamenii ar avea unde să ducă căpșunile. Sunt acei intermediari pe piață care vin și le ia cu un preț și le vând la supra-dublu față de cât dau pe ele. Și vă dați seama că cetățeanul mare sunt oameni bătrâni, sunt oameni care nu au posibilitate să meargă cu ele la piață. Vara mă ies la intersecție acolo, dar și acolo e foarte greu, că sunt mulți, iasă și nu se face atâta vânzare. Rămân cu ele nevândute, căpșunile, o marfă perisabilă care n-au decât să le aruncă, din astea nu se face nici strică foarte ușor și suică, nu... sau altceva. Numai gemuri, și dacă ele se deteliorează, vă dați seama că scade din proprietățile mele. Și asta ne-am gândit, că ar fi nu numai vorba de căpșuni, centru de fructe și fructe de pădure, vara, toamna, să recoltează foarte mult din golurile afine, din pădurile, din jur, ciuperci, afine, zmeură și tot intermediar din ăștia vin în centre și le preia. Este un, să zic, un venit în această perioadă, mai ales că avem o comunitate de rudari, Cătunul Rudărie, în jur de 500 de suflete, nu au servicii, se descurcă foarte greu, trăiesc numai după așa ceva, toamna, când recoltează aceste fructe de pădure, sau să mă duc în timpul anului cu ziua prin sat. Este o comunitate, zic eu, una dintre cele mai sărace comunități din județul Goci. Avem la nivel de județ, împreună cu Partidul Omilor, niște proiecte în derulare, vrem să le facem, dar problema cea mai exigentă pentru ei este apa. Nu avem aducțiune cu apa. Avem proiectul, l-am depus la Ministerul Dezvoltării, dar nu am reușit până acum să o ținem. Deci nu este apă pentru această comunitate de rudări. Pentru comunitate, restul avem. În comună este apă, în toată comuna. Dar ei sunt mai izolați, sunt pe Valea Tărâi, s-au așezat acolo pe parte și de alta a părului Tărâia. Se mai ocupă și cu prelucrarea lemnului, fac diferite obiecte, hambară, scări, mesă, scaune, mături de mâiele. Sunt înscriși la, pentru ajutorul social? Da, avem în jur de 150 de dosare la 416. O parte din ei prestează și ore la nivelul primăriei, îi repartizăm pe sectoare, la Vigole, la Șanțu. Deci desfășoară muncă în folosul comunității? Folosul comunității. Avem mulți care au și să facă ore în folosul comunității, au amez multe, ei fiind așezați chiar la poalele pădurii, îi tentează și situația în care sunt și fac multe delicte. Avem multe amenzi silvice și mai sunt trimesi în judecată care nu au posibilitate să plătească și atunci ei fac niște ore în folosul comunității.
câte unii vin, câte unii nu vin, dar aceasta, legea este așa cum este, dacă nu își execută orele, practic, nu prea ai ce le face și ei știu treaba asta și prea puțin vin să facă orele astea în folosul comunității. Vin, dar nu toți. Deci nu există o pedeapsă pentru ei? Totuși, dacă nu-și plătesc amenziile, să zicem că e o pierdere la bugetul local? Sau cum? Bineînțeles că e o pierdere la bugetul local și noi ne înregistrăm cu bani încasați de la amenzi. Și cea mai mare parte de la amenziile care sunt în localitate, de la ei vin. Din bugetul local, ce ați putea să realizați? Investiții? Sau ce? Din bugetul local, cum îl cheltuiți, bugetul local? Bugetul local, v-am spus, am făcut în așa fel încât să asigurăm salariile, contribuția de 25% pentru handicap și cofinanțări pe la proiecte pe unde mai avem. Ați încercat să atrageți și proiecte pe fonduri europene? Da, avem chiar și ăsta pe mărirea capacității dată pe fonduri europene. Școli a fost făcute pe Banca Mondială. Avem făcut și un proiect pe FRDS cu romii. A fost două componente, infrastructură și partea socială. Avem pe colectarea selectivă a deșeurilor, iar l-am făcut pe programul FARE. Am căutat să accesăm nu toate proiectele, dar cât mai multe proiecte pe fonduri europene și de aia și făcut atâtea obiective. V-am spus, avem școlile amândouă, avem căminul cultural, avem asfaltare la drumuri, avem primăria care a fost reabilitată, avem canalizarea pe Oie 7, aducțiunea cu apă pe Sapat. Deci am încercat să căutăm să... Să creați condiții și asemenea totodată să atrage și noi investitori. Că tot ați zis că este nevoie posibilitățitor aici la dumneavoastră în comună. Este nevoie, v-am spus cel mai mult, dacă am încercat, am adus și niște italieni, au venit, bine, au văzut, dar cum au venit, așa au plecat, că nu au deci dat... Deci rămas la nivelul discuțiilor, doar atât. Nu s-a concretizat nimic. Iar la noi se pretează și o fabrică de lapte, având în vedere că locuitorii și numai din Polovia, din zonă, au foarte multe bovine. Ar avea materie primă și n-ar mai face transportul cu cisternele, avem cazuri din și de la Ninoasa de a lapte de la Polovia, și vă dați seama ce distanță e, sau de la Târgu Jiu, de la Cauciuc, de la... Dacă ar fi aici în zonă, nu neapărat la Polovia, să zicem, la Novaci, la Novaci este, într-adevăr, dar aici în zonă ar fi necesar. Domnule primar, vorbiți-ne în continuare despre utilajele de zăpezire. Cum acționează? Este nevoie? Aveți suficiente utilaje? Da, avem utilaje suficiente, dar anul acesta pot să spun că n-am prea avut nevoie de ele. Singurele ore de zăpezire a fost făcute vineri seara, când am nins acum. Până atunci, noi utilajele nu le-am scos, că nu a fost nevoie. Avem, v-ați folosit de materialul antiderapant? Materialul antiderapant ne-am folosit, avem pențele de la spre Vâlcea și baia de fier, le avem dusă încă de astă toamnă. Avem oameni de la 416, fiecare numiți pe coastă, iasă la orice oră, la 3, la 4, dacă e nevoie, la 5, în funcție de dacă cade poli sau dacă ninge, după ce bagă plugurile, atunci avem și cu material antiderapant. Avem și de la aprovizionată și cu sare. Avem la nivelul primăriei un duster și am luat o sărăriță, o punem după, o atașăm la după duster și împrăștiem sarea prin localitate cu ea. Deci noi, sunt suficient. Da, avem un tractor în dotarea primăriei, un tractor cu lamă de zăpezire, cu plug de dezăpezire și mai avem un contract făcut cu o firmă
de aici, din comună, care are utilaje de dezăpezire, dar v-am spus, n-a fost nevoie decât vineri seara, am scos câteva ore. În rest, nu am apelat la ei, că nu a fost nevoie. Ne-am descurcat cu utilajul nostru și cu, v-am spus, avem oamenii. Am de la primărie domnul viceprimar și cu încă un domn ispas. Unul răspunde de Racovița și capul satului și celălalt de partea de nord a comunei Panta de la Baia de Fier. Și când e nevoie, au numere de telefoane de la oameni, îi anunță și iasă cu lopețele și până acum zic că ne-am făcut datoria și a fost foarte bine și s-a circulat bine. Da, pentru următoarea perioadă, ce fel de lucrări sunt prioritare? Asfaltarea sau rețeaua de apă și canalizare? Păi vedeți dumneavoastră că noi aceste amândouă proiectele... Sau acestea le începeți după ce obțineți banii? Banii ne vin în funcție de lucrări făcute, un contract pe 3 ani. Dar noi o să începem lucrările amândouă, că pe amândouă le anunțăm pe SEAP și după licitație începem firma care va fi câștigătoare. Când va avea loc această licitație? Păi mai durează. Procedurile care sunt, sper ca într-o lună de zile să le rezolvăm. Numai să nu avem contestații sau nu știu ce. Atunci se complică lucrurile, că timpul se duce mai mult. Da, în afară de canalizare și asfaltare a unor străzi de aici, din comună, ar mai fi nevoie de noi investiții, să spunem, da, alte lucrări? Ar fi nevoie de alte lucrări. Deja avem proiecte făcute. Extinderea pieței comunale. La noi, piața comunală, în fiecare duminică se ține, începând de la Horezu și până la Novati, și din orașe și din fel și fel de comercianți, cu mărfuri, arată o amploare foarte mare. Acum da, am lucrat și la... Vrem să avem și spațiu pentru târgul de animale. Vrem deci ar trebui creat un spațiu special amenajat avem, pentru... Amenajat, avem și rampa de dezinfecție făcută, clădirea. Acum trebuie să ducem documentația la DSV ca să putem să luăm autorizația de funcționare pentru târgul de animale. Vin oameni, v-am spus, și din Vâlcea și din Gorj cu animale și... Totuși e un venit, încasăm niște bani, să fie, vă dăm ședința de consiliu, vedem cât se face pentru fiecare animal în parte și pe specii. Mai avem un proiect iară pentru asfaltarea drumurilor comunale DC22A. Le avem și pe acestea depuse la Ministerul Dezvoltării, afară de ce v-am spus, ale 6,5 km, alții sunt drumuri sătești. Această asfaltare v-ați propusă pentru acest an să fie finalizată? Cu drumurile sătești. Da, și drumul comunal... Drumurile comunale, să vedem dacă obținem finanțarea. Până nu obținem finanțarea, nu putem să vorbim. Noi am vrea să le facem cât de repede și dacă ar fi bani, dar... Da. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații oferite și sperăm să ne vedem cu bine și data viitoare, să punem la punct toate investițiile care le-ați realizat. Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm în comuna noastră. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Am realizat un interviu cu primarul comunei Polovragi, domnul Ștefan Făsuiescu. Eu sunt Andreea Varogea și vă mulțumesc pentru atenție.